Bună seara, domnilor și domnilor. Începe emisiunea actuală regională și discutăm în această seară despre alegerile importante de la USAMV Cluj, care vor avea loc, cred, săptămâna viitoare, dacă nu săptămâna greșesc. Asta. Când? Ne spune mâine. Domnul... Poi mâine. Chiar mai aproape. Domnul rector, invitatul meu, actual rector, dar nu greșesc, da? Cornel Cătoi, pentru că sunteți și candidat, dar și actual Absolut, rector. Da. Nu este subiectul doar acesta, vom discuta și despre agricultura europeană, evident și cea românească în ce stadiu este, pentru că vedem niște proteste care durează și în România, iar în Franța, Belgia, nu mai vorbim ce probleme sunt acolo. Discutăm despre planurile pe care le are uh, candidatul Cornel Cătoi la funcția de rector USAMV Cluj, uh, dacă va lua uh, un nou mandat, dar și despre mandatele trecute pentru a afla uh, ce proiecte au fost duse până la capăt în beneficiul, sigur, uh, al studenților, și nu numai, pentru că vom afla mai multe lucruri în această seară. Bună seara, și vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună seara, Aveți mulțumesc pentru. Nu? Pentru, pentru mâine? Uh, pentru mâine, nu, pentru poimâine. Poimâine, da, mai exact, <laughs> da, pentru poimâine. Da. da. Cum vă simțiți? Este un, un fenomen normal, le spuneam și colegilor, trebuie să fim mulțumiți, recunoscători statului român, în general, pentru că, iată, nu sunt multe state în lume în care universitățile au dreptul legal de a-și alege prin vot universal, secret, de către toate cadrele didactice, cercetătorii și chiar și o parte din studenți, adică cei care sunt aleși în structură de conducere, în senat, în consiliile profesorale să aleagă direct rectorul. E o situație mai specială la OSMV Cluj? Nu, nu găsim aceeași speță și același sistem și la alte universități? Ba da, majoritatea universităților românești au ales acest, această variantă. Mai există o variantă pe care universitățile pot să o leagă, aceea de a organiza un concurs public în Senat cu reprezentanția Ministerului, dar sigur că... De ce mulțumit statului român? pentru că în alte țări în Austria sau în Ungaria nu se alege, rectorii sunt numiți de către guvern, autorități locale. Cum e mai bine? Eu cred că este bine să fie alegeri și eu cred că fiecare institut își cunoaște de fapt potențialul, își cunoaște dorințele, își cunoaște aspirațiile și atunci din de obicei sigur dintre dintre colegii este ales un, un rector. Și mai ales -o universitate cu dimensiuni, să spunem, nu foarte mari, cum este USAMV Cluj, ne cam cunoaștem între noi. Și atunci, sigur, alegerea se face în cunoștință de cauză. Aveți ceva experiență la USAMV Cluj? Decan, două mandate de rector, acum candidați pentru al treilea. De ce candidați? În primul rând, pentru că sunt proiecte în continuare, colegii își doresc acest lucru, echipa pe care m-am bizuit și cu care am lucrat foarte bine. Nu este o, o perioadă foarte simplă. Iată, a fost o pandemie, război cu inflație. Sunt și multe oportunități, finanțări prin PNRR, alte fonduri europene. Dar există așa o nesiguranță în, în zona politică, în zona macroeconomică, dacă vreți, relațiile internaționale. Și de ce candidez? Pentru că am încă destulă energie, am multă experiență, am înțelepciunea, am și o, chip, o echipă bine consolidată, chiar dacă sunt doi trei care, sigur, nu au fost aleși de către colegii în senatul universității, în consiliile profesorale și atunci probabil că s-au supărat, e, sunt în disconfort e, și de fapt considerăm că și așa se și putem demonstra Universitatea nu a avut niciodată un asemenea prestigiu național și internațional, e, fiind prezent după 2016, de când sunt rector, sigur, datorită efortului colectiv, toți am contribuit, dar contează mult și managementul universității și pârghile pe care le folosești pentru a stimula performanța publicații, contracte, angajare în specializări internaționale. Și toate aceste lucruri au făcut ca, an de an, universitatea să crească și să fie, într-adevăr, recunoscută. Principalele argumente ar fi internaționalizarea care este să spunem, dominată de către Facultatea de Medicină Veterinară cu peste 600 de studenți străini care vin cu, 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 cu o concurență foarte mare. Vă situați undeva cu MF Cluj, Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu uh, pentru că și aici sunt stăi, uh, studenți străini. Eu mai mulți. Mai mulți, mai mulți studenți studenți străini, dar, dar, dar la nivel național, pe universitățile de profil, stați mai bine sau mai rău? Mai bine și cu, cu siguranță cu o concurență mult mai mare și majoritatea studenților sunt francezi, chiar și pe, la limba engleză vin majoritatea tot, tot francezi. Deci internaționalizarea, în primul și nu numai predarea în limbi străine, internaționalizarea prin educație, dar și prin cercetare. Suntem, avem colegi mulți în echipe internaționale, publică împreună, au proiecte, au brevete împreună organizăm congrese internaționale, multe mobilități de predare, de cercetare și toate pe ansamblu aduc această internaționalizare. Doi la mână avem o cercetare foarte performantă, cu multe publicații, cu multe brevete, care ne situează în fiecare an între locul 5, locul 7, locul 8, maximum în țară ori suntem de 5, 6, 7 sau 10 ori mai mici decât alte universități cu care suntem în plutonul fruntaș. Și într-o oarecare concurență la ceea ce înseamnă partea științifică și publicat, de publicat da. multe articole. Și... Chiar dacă multe dintre aceste clasamente internaționale folosesc, să spunem, producția brută, numărul de articole, citări. Fără să facă o ponderare la numărul de contributori. La nivel național, cu siguranță, dacă împărțim numărul de lucrări anuale la numărul de contributori și citările, suntem pe primul loc. Bun, a spus două aspecte importante, internaționalizare, partea științifică care funcționează și este evaluată bine la nivel Foarte național bine. și internațional. Ce mai aveți? Pentru că, sigur, o să adresez da, întrebarea și ce lucruri nu v-au ieșit în cele două mandate. Și poate ați vrea să le continuați sau v-au pus probleme? Da. Dezvoltarea și managementul antreprenorial. Adică toate aceste lucruri, toate componentele universității, învățământ, cercetare, transfer tehnologic, atât mai mult, activitățile din stațiuni, din clinici, din laboratoare, trebuie să se desfășoare în spirit economic, de susținere activității, de durabilitate și chiar să aducă un plus de valoare pentru a-ți asigura dezvoltarea. Vorbeam cu colegii care în zilele acestea. Dacă ar fi să folosim doar bugetul pe care îl împrinzi la minister și toată lumea își dorește un buget mai mare, dar este cât este, de, practic n-am putea să, să crește, să dezvoltăm de bani. Și bani atunci din acest management antreprenorial. Învățământul trebuie să producă bani, și să studenții străini, de exemplu, dar nu numai care aduc. E aduc o bani. parte, este o parte bună. Dar altceva de unde vine pentru. Este cercetarea da? contractuală, atât cu în competițiile lansate de guvernul României, prim ministrul cercetării sau educație în funcție de moment. Avem cercetare aplicativă la cererea partenerilor economici, ferme, întreprinderi din agricultură, din industria alimentară, dar și altele, atât de Institutul de Nutriție Umană din Franța, care contractează cercetare la noi, Universitatea sau din Statele Unite, pe biomateriale. Pe urmă avem serviciile care le facem comunității. De la medicină veterinară, până la analize de sol, până la... Contracos sunt acestea? Bineînțeles, altfel nu le putem, nu le putem întreține. Sigur, poți să faci din prietenie odată și pe urmă Oamenii preferă să plătească, dar să aibă servicii continue și de calitate. Și nu în ultimul foarte rând, dacă să uh, Și în această emisiune, actual regional, și la știri, colegii, uh, foarte multe puncte de desfacere a unor produse și tot felul de inovații cu care vin studenții uh, și de acolo câștigați uh, anumite sume pe care le folosiți. Și studenții sunt, sunt antrenați turisteții. în, în activități de cercetare aplicativă și uh, dezvoltare. Dar, sigur, avem colective de cadre didactice, de cercetători, care tot timpul activează. Și vorbeam de partea productivă, de producție. Nu că avem stațiuni mari cu mulți angajați, cu animale, cu plantații de, de pomi, agricultură, cultură de câmp. Toate, sigur, ele sunt în primul rând pentru un învățământ cercetare. Dar ca să le întreții, ai nevoie de bani. Și atunci banii nu vin în altă parte decât din ce produc ele. Plus, plus, plus valoarea dată de cercetare. Știți paradoxul? Avem universități de profil, avem instituții care și oameni specializați pe cercetare și scot produse foarte bune. Dar paradoxul este că importăm uh, produse cam 80% din afară. Este, este durerea cea mai mare a românilor. Uh, sigur, uh, guvernanților, oamenilor politici nu le pasă de acest lucru sau uh, poate ne ajutați dumneavoastră să înțelegem acest uh, demers uh, care există. Deci, o, pe de o parte, nemulțumirea oamenilor vis-a-vis -vis de ce mănâncă, numai din import și produsele sunt așa cum sunt. Pe de altă parte, cei care ne conduc iau deciziile de a continua acest import și nu a stopa acest import pentru prin, a ajuta prin asta, evident, producătorul român. Și produsele Sunt român. de acord și eu prefer să mănânc și produse românești și preparate în stil românesc, cu siguranță, dar din toate culturile, asta este o problemă vorbeam de învățământul antreprenorial și de management antreprenorial. Cred că, în primul rând, asta s-a întâmplat în România post-revoluționar, inclusiv în domeniul întreprinderilor agricole, fie că erau de cercetare, de institute, stațiuni. Nu au avut cultură antreprenorială și nu și acum există... Păi și avem destul... acum așa o cultură antreprenorială, avem să avem care să funcționeze în România. Nu neapărat dual. Dualul este, da, este în strânsă relație cu mediul economic, dar antreprenorial nu înseamnă numai că faci practica la o ajută. Ajută și te și plătește instituția. Dar nu ești. avem cultură antreprenorială. E să, se, se învață în timp. De aceea ne propunem să cadrele tinere, Așa să crească, la care la rândul lor să învețe generații de studenți în această cultură. Adică, da, facem știință, facem, învățăm tehnologii, le aplicăm, dar toate acestea, inclusiv învățământul, un laborator de analiză, de cercetare, orice, are nevoie Domnule de. Rector, bani. Când ei învață, că dumneavoastră aveți acolo profesor bun la USAMV și mai sunt și alții în țară ca și dumneavoastră, dar cum să-și vândă ei produsele, unde să le vândă, ce piață de desfacere au, în ce mediu antreprenorial se scaldă ei, când în România nu prea vedem un mediu antreprenorial sănătos, din păcate, sau poate sănătos, pentru că susține foarte mult PIB-ul țării cei din antreprenoriat, dar nu este susținut acolo unde trebuie. Și vedem firme care se desfințează, angajați care trebuie să-și găsească loc de muncă, patroni care sunt nemulțumiți, ajungem imediat și la protestele în agricultură. Eu nu spun că nu sunt greșeli politice, dar în primul rând, cum spunea Kennedy, da, este important ce face țara pentru tine, dar mai important este să te gândești și să analizezi corect și să ai pretenții ce faci tu pentru țară. Că până la urmă și în primul rând pentru tine. Dacă așteptăm să ne facă altcineva pentru noi, nu o să se întâmple minuni un sistem concurențial, inițiativă individuală, vorba unui coleg, zice, în America nu îți dă, dar nici nu, ia. Adică dacă te duci înainte, știi exact că trebuie să plătești la fel cu toți și ești în regulă, n-ai făcut, nu te ajută deloc. Poate că și acest ajutor și această plângere continuă trebuie să ni se dea, să ni se dea, s-ar putea să nu fie bună. Știți ce mă întreb, iar ajungem la un paradox uh, comun, poate îmi dați uh, dreptate și poate și cei de acasă, și anume că avem instituții uh, importante de învățământ, avem Academia Română cu specialiști uh, și uh, vă întreb cât de mult zona universitară, zona aceasta superioară a, a unor viziuni cu specialiști de renume, pot să influențe, această zonă poate influența uh, zona politică. Uh, pentru români, pentru România, pentru, de ce nu, o viață mai bună, așa cum ne dorim și cum, până la urmă, e scris acolo și în Cartea Unii Europene de dreptul la o viață mai bună. Da, sigur, este o dorință a noastră tuturor ca intelectualii să fie implicați în politică, profesioniștii. Nu să facă politică, să fie implicați prin mesajele pe care se le transmită. Întreb și eu, așa, în necunoștință de cauză, pot, da, bă, pot să conteze aceste mesaje care vin de la specialiști? Contează cât contează. Așa cum a fost vedeți? în pandemie, dacă ne referim, scuzați-mă. Cât s-au uh, ascultat? Și acum sunt Parte din ei, da, sunt la mesajele de doctorilor sunt, de a se vaccina, să știți... Uh, sunt oameni chiar uh, aproape intelectuali, cu studii, să spunem. Dar chiar intelectuali, care deci acum nu cred în virus... Spun că este o bacterie, spun că este închipuit, că vor să ne omoare, că vaccinul este mai periculos decât uh, infecția ca atare. Deci, oamenii sunt diversi. De influența asupra politicului, uh, sigur, ar trebui să fie continuă, să fie niște grupuri de specialiști care de care să țină cont. Uh, dar vedeți că se schimbă guvernele, ministrii, structurile din, din ministerie atât de repede și, nu, și politicienii până la urmă ajung acolo cu alte interese, una promit. Omologii dumneavoastră din alte țări cu care țineți legătura prin funcția pe care o aveți și ați avut-o ca rector al USAMV, cum procedează ei? Au un punct de vedere... Tranșant pentru a modifica anumite traiectorii pe partea noastră științifice legate de, de agricultură și de bunăstare, până la urmă. Sunt instituții mai mari și mai puternice decât universitățile, să spunem, în Franța este Institutul Național de Cercetări Agricole și pentru Mediu Alimentare și pentru Mediu, în RAE care are filiale, are mii de angajați și are filiale în marile orașe sau în marile regiuni ale țării și, într-adevăr, ei contribuie la politica Franței și Franța este un actor important în politica agrară a Europei. Franța, care astăzi ne dă un exemplu, acum colegii ne ajută cu niște imagini aici pe plasmă, le vedem, uh, tractoare, mașini uh, cu protestul fermierilor români. Atenție! De 30 de ani, doamnelor și domnilor, 34 de la Revoluție, nu s-a văzut ca în România, timp de 3 săptămâni, că deja suntem la mai bine de 3 săptămâni, chiar să fie un protest al zonei private care a ieșit în stradă vehement. În România lucrurile sunt destul de calme, s-au așezat într-o oarecare măsură, dar în Franța, în Belgia, lucrurile sunt și le vedeți și dumneavoastră extrem de agresive, de periculoase și scăpate chiar de sub control. Acum o zi sau două, dacă nu greșesc, la Brașov s-a pornit iar un protest al fermierilor. Cum vedeți, din punct de vedere al profesorului universitar, al unui rector de universitate important în, din nord-vestul Transilvaniei, problema, haideți să nu spunem că nu intrăm în zona politică și nu v-am cerut deloc să intrăm în această zonă, ci pur și simplu al specialistului pentru agricultura românească și agricultura europeană, care ne afectează. Da, am da, urmărit cu foarte mare atenție sau să înțeleg toate aspectele acestor mișcări, din cât am văzut așa sporadic când am trecut pe la știri, la televizor sau la radio, și mă completați și chiar să mă corectați dacă nu, nu voi uh, prinde uh, toate aspectele. Uh, în primul rând, cred că este vorba, era vorba de RCA pentru mașinile agricole, în matricularea lor, indiferent de... Pentru transportatori. Pentru transportatori. Eu mă refer ori... la partea de fermieri, da. agricultori, care vorbesc de faptul că nu își primesc la timp uh, sumele alocate uh, de la Ministerul Agriculturii, da? Importurile de, importurile de cereale din, 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 din Ucraina Praina, că... da, care le produc și mai ieftin și din cauza unei. Bine, legislațiile s-au rezolvat, trebuie să anunțăm da, acest da. lucru, dar ei continuă. și dacă nu vă convine și credeți că uh, situația e bună în țară, nu insistăm pe ea și mergem în Franța. Ca, ce acolo putem să vedem, <laughs> sau nici acolo. Nu, nu, nu. E, adică, vrea să... știți unde vreau să ajung, domnule rector? N-am studiat subiectul și n-aș vrea să. Nu vreau să fiți pro sau împotrivă, da, uh, da. ci doar vă întreb cum vedeți agricultura națională, europeană, uh, în acest context de crize? Cum ar fi ele corecte, politice, nepolitice, de crize? Adică, în momentul în care cineva da. blochează, strigă, uh, nu se că... întâmplă nimic pe piața agriculturii și în bunăstarea europeană, ca să nu vorbim de România. Evident că e o problemă. Cred că sunt uh, niște exagerări în, în Europa în privința uh, pactului verde, agriculturii ecologice, care, uh, cu siguranță, în principiu nu este un lucru rău. Produse mai sănătoase, fără uh, chimicale, sau chiar dacă sunt, uh, sunt uh, prietenoase cu mediul, dar produsele alimentare sunt mult mai scumpe și apare o concurență neloială cu produsele de pe alte continente, care vin mult mai ieftine, inclusiv organisme modificate genetic, care, din punctul meu de vedere, n au nicio, niciun pericol, deși mulți se, se tem. Sunt plante, de exemplu, modificate genetic cu mai mare rezistență la bol, care nu au nevoie de erbicide, așa multe de substanțe antidăunătorie, pesticide în general. Cu producție mai mare și ajung mai ieftine, și de fapt ele intră în Europa, le consumăm, dar nu avem dreptul să le producem. Nu ne permite legislația și atunci deja este o concurență neloială. Și probabil că cu o agricultură ecologică mult mai extinsă decât acum, producțiile ar fi și mai mici și, încă o dată, ar fi o scădere, o reducere a capacității de concurență a Europei față de zonei Ucraina, Rusia, Brazilia Ajungem și altele. la mesajul din nou extrem de important al specialiștilor da. ca dumneavoastră și ca alții către populație și nu numai către zona decizională pentru a schimba ceva. Că vorbeați de agricultura ecologică, de. Și noi avem. Problema pesticidelor și, da? Agricultura ecologică, la Cojog, avem până la nivel de produse lactate. Laptele este ecologic, bovinele, ovinele sunt crescute în sistem ecologic. Livezile, în mare parte, sunt în sistem ecologic. Dar, într-adevăr, trebuie să ai capacitate de prelucrare separată până la capăt și piața de desfacere care să. Apreciezi aceste produse în cantități mai mici și cu mai multe riscuri. Rămânem pe această zonă a agriculturii și a problemelor legate de tot ceea ce înseamnă, până la urmă, aplicabilitatea din școala dumneavoastră în viața reală și pentru studenții care vor fi specialiștii de mâine și pentru semnalele, de ce nu, extrem de importante pe care le dați la nivel de mesaj. Și vă întreb. Ce aveți pentru, dacă veți fi ales, evident, într-un nou mandat, ce veți continua sau ce vă propuneți pentru a duce un know-how, dacă e nevoie, să spun așa, în tot ceea ce înseamnă această zonă extrem de importantă pentru români și, de ce nu, pentru Europa, că suntem membri cu drepturi de pline. Putem influența politica europeană la nivelul acesta. Da, ca și școală, în primul rând, putem influența prin formarea viitoarelor generații. Cum gândesc viitoarele generații? Pentru că mă întrebați de proiecte, ce proiecte continuăm. Aceste proiecte de internaționalizare. Gândiți-vă că am început în 2012, când am ajuns decan, să promovez specializările europene, americane, în medicina veterinară. După un an, doi, au mers, a mers primul, a acceptat să meargă. Era o rezervă, nu se știa ce înseamnă, dificultăți. Am găsit varianta legală să-i susținem. E, după, au trecut 12 ani și avem primii șase specialiști recunoscuți internațional, dintre care doi au centru de rezidențiat, acum fac la noi în facultate, chiar la, bine, la, la disciplină dintre primii mei doctoranzi. Dar atât cu 12 ani. E puțin în realitate, dar iată că e, sunt e, trei mandate de 4 ani, acum vor fi de 5 ani. Numai pentru o e, aduce de la să nu ai nimic în zona de specialiști veterinari, ai deja centru de rezidențiat. Este o creștere fantastică, dar totuși a durat 12 ani. Internaționalizarea, dacă vrem în, mai mult, asta e partea de internaționalizare a specializărilor, a profesiei. Să implementezi un program de studii, trebuie să l pregătești din timp, să ai oameni care să știe limba franceză, engleză, să-ți faci programele și, după ce ai destui profesori, să chemi o comisie a și să-ți dea voie să începi. Și este un proces normal. firesc, nu, 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 nu e o critică. Dar te să lucrezi câțiva ani ca să poți începe. Și pe urmă deschizi și în primii ani îți vin 2, 3, 4, 5, 10 în creștere. După 5 ani îți faci acreditarea. Și dacă după încă 5 ani ai un program stabil, este... iar au trecut 12 ani. Deci nu e cam mare? 12 ani pentru orice Există, o... Să... Există uh, o inerție mare în sistemul puțin de învățământ. Timpul. Vă întreb așa, în general... Nu ai cum. Nu ai cum. Sunt tăi... proiecte atât de, de importante. Dați-mi un exemplu de proiect pe care îl continuați sau îl începeți de la zero. Chiar de la zero m-aș bucura să-mi spuneți. Dacă veți fi ales, uh, poimâine. mâine. De la zero proiecte sunt multe, mai ales cele de investiții sau un proiect de dezvoltare pe termen lung, un model preluat de la americani. Am fost în, avem mulți colegi tineri care au primit burse Fulbright special pentru învățământ să învețe ce înseamnă antreprenoriatul și să învețe ce înseamnă relația de care vorbeați sau o componentă, relația dintre academie, dintre instituție de învățământ superior în domeniul agricol și nu numai toate zonele conexe, și mediul rural, care înseamnă și agricultură, și silvicultură, și e, toată ambianța aceea rurală. E, în Statele Unite, după o lege de care are 100 de ani, 100 ceva de ani, s-au creat departamente de extensie, spun ei, de centre de consultanță, de servicii către zona e, agricolă și rurală în general. Cu experți din universități, cu voluntari, cu agenți care sunt între experți și voluntari e, și care oferă. Da, Acolo este o tradiție de 100 de ani și există finanțări federale, statale. Păi nu ne ajută cu nimic. Ne ajută. Importăm, venim cu o experiență, expertiză, unde o aplicăm? mai e problema. De, 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 se poate. Ne avem, de exemplu, avem consultanță bogată, către, dar este disparată. Fiecare disciplină este sunt antrenia patologică. Altul este la știința solului, altul este la genetică fermierul sau grupul de fermieri trebuie să treacă pe la noi, pe la fiecare în parte, ca să afle de la mine ceva, eu să facă o experiență. Domnule rector, s-a terminat timpul, din păcate. Da. Pe lângă faptul că vrem să aflăm ce se va întâmpla la aceste alegeri, vreau un mesaj pentru, indiferent de veți rămâne fie rector, fie simplu profesor, dar... Profesor este calitatea principală, deci acolo, Evident. de acolo pleacă. Și atunci trebuie să aveți un mesaj pentru colegii dumneavoastră, pentru studenți și pentru clujenii care vă urmăresc, pentru că ieșiți public de foarte multe ori cu mesaje pe zona da. aceasta de expertiză. Și v-aș întreba care ar fi mesajul într-un minut, dacă se poate? Mesajul este că trebuie să, trebuie să continuăm pe acest drum, și ca principiu, ceea ce funcționează nu schimba că sigur nu o să mai funcționeze și că experiența acumulată, exemplu de bună practică, trebuie duse mai departe cu aceeași exigență și că întotdeauna să aibă încredere oamenii care au demonstrat profesional, în primul rând, profesional, pe urmă și organizatorii, cum au reușit să coaguleze energiile să facă ceva în, pentru instituție ca și manager. Nu-ți cunoști, nu-ți-ai respecta profesia, locul de muncă, apropo de profesor, la tine e, e principala obligație dacă n-ai ajuns performanți și recunoscut. să și caractere, evident. Și caractere, dar nu să fii niciodată un manager bun, pentru că n-ai demonstrat nici măcar și n-ai cunoștință, nu știi ce înseamnă să muncești e, temeinic și constant. Mulțumesc pentru prezență, domnilor și domnilor. Aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi, vă aștept și mâine. Subiecte la fel de interesante, numai bine.